și elevii argeșeni au participat la faza județeană a Olimpiadei de Religie care s-a desfășurat în municipiul Pitești. Competiția a avut loc la Liceul Teoretic Ion Barbu, fiind înscriși 120 de elevi de gimnaziu și liceu, care s-au calificat în urma fazei locale. Tinerii participanți, împreună cu profesorii, au participat mai întâi la o slujbă de tedeum oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, în biserica cu hramul Sfântul Apostol Toma. Cu acest prilej, Iarhul a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, evocând rolul pe care îl au familia și școala în formarea comportamentului civic și moral al tinerilor. Mulțumim Inspectoratului General de Învățământ al Județului Argeș că totdeauna a orânduit cu multă grijă și cu mult drag învățământul în general Argeșan, dar cu. Precădere, învățământul religios în școlile de stat, care este o culoare. O culoare care împlinește tabloul acesta de frumoase virtuți românești. Așa am rămas noi în spațiul acesta binecuvântat de Dumnezeu, cu credința în Dumnezeu și cu pregătirea noastră, așa cum se vede din Mostră, -moș, și ea se prelungește, vedeți, aproape normal. De există o normalitate pentru că învățământul, cultura, știința este o normalitate și ați dat votul pentru această normalitate. Elevii au arătat un interes crescut pentru competiție și în acest an. Am depășit cu o zi momentul greu pe care l-am încercat cu toții de a fi puși în situația ca religia să devină o disciplină opțională sau, după vrerea unora, să nici nu existe într-un comun și în programa școlară. Inspectoratul școlar județean Argeș a stat de pază cu voia lui Dumnezeu și mă bucur că spun aceste lucruri în casa Domnului, a stat de pază și a luat atitudine în legătură cu predarea religiei. Am fost și suntem și vom fi în continuare sprijinul și cei care vor avea grijă ca această disciplină să întregească educația elevului și educația tuturor cetățenilor. Pot spune în cunoștință de cauză că este deja o tradiție întrucât cu ceva ani în urmă am și păstorit în calitate de director această unitate școlară, chiar în perioada când alături s-a construit locașul bisericesc și totodată vreau să spun că în, intră în obișnuința colegilor mei de a participa și de a pune umărul în organizarea evenimentelor de acest gen. Eu am ales să particip la Olimpiada de Religie pentru a arăta că nu este o materie moartă, pentru a le dovedi colegilor mei că este la fel de importantă ca fizica, matematica. De ce ai ales să particip la Olimpiada de Religie? Pentru că ador religia și pentru că vreau să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Pentru mine ora de religie înseamnă insuflarea valorilor morale, să fi mai aproape de Dumnezeu. Îmi place religia, am studiat în toți acești ani și am zis să particip și la Olimpiadă, ca să văd cum este. Mi se pare o modalitate interesantă și pentru a afla adevărurile și anumite întrebări existențiale și religia este o materie esențială. După desfășurarea concursului, conform regulamentului pentru faza națională, s-au calificat șase elevi, câte unul pentru fiecare an de studiu.